Prima zăpadă din acest sezon rece a căzut deja în zona de munte a județului Suceava. Pe drumurile Național 17 și 17A, în noaptea de miercuri spre joi, carosabilul a fost acoperit cu un strat de până la 2 cm de zăpadă. Drumarii au intervenit cu 6 utilaje și au împrăștiat material antiderapant. Situația va fi monitorizată până la sfârșitul săptămânii, când vremea va reveni la temperaturile normale pentru această perioadă. Am avut zăpadă pe carosabil și aici vorbesc de DN17 și DN17A, deci pe pasul Tihuța și pe zona Mestecăniști, de asemenea Palma, unde a fost un strat de zăpadă 1-2 cm, s-a intervenit și cu 6 utilaje care sunt la dispoziția secției de drumuri naționale Câmpul Lung. Într-adevăr, pe zona Palma au fost precipitații mai însemnate, astfel încât a fost necesar să intervenim în prima fază cu lamă, după care cu material antiderapant, astfel încât la prima oră ale dimineții, deci tot carosabilul era la negru, putem spune. Temperaturile au fost minus 2 grade la Poiana Stampei, 4 grade la Dolhești. În continuare, județul Suceava rămâne sub o informare meteorologică până în data de 5, după care așteptăm o încălzire a vremii și, în funcție de ceea ce ne așteaptă, vom acționa în continuare. Pentru cele două secții de drumuri naționale, care sunt Suceava, respectiv Câmpul Lung, există în dotare în acest moment pe secția Suceava un număr de 2 utilaje care acționează, 2 utilaje proprii. De asemenea, la Câmpul Lung sunt 2 utilaje proprii. Am adus în cursul zilei de un utilaj de la Botoșani și, de asemenea, cu sprijinul unei societăți comerciale din Suceava au fost suplimentate, astfel încât în cursul nopții s-a acționat cu un număr de 6 utilaje. În acest moment avem stocuri de materiale antiderapante și sperăm să nu avem probleme. De asemenea, în continuare, pe toată această perioadă de informare meteorologică, traficul va fi supravegheat, monitorizat de 30 de echipaje ale poliției rutiere, astfel încât acolo unde apar probleme să putem interveni cât se poate de repede. Prefectul județului Suceava, Florin Sinescu, a anunțat că a fost ridicată restricția de tonaj pe drumul național 17A între Vatra Moldoviței și Sucevița prin pasul Palma. Pe acest sector de drum vor putea circula din nou autovehiculele cu masa maximă autorizată de până la 40 de tone.